înțeleg că ți-a plăcut sistemul ăsta de studio cu lumină privată. Mi-a plăcut pentru că era o chestie total nouă și am avut într-adevăr ocazia și, cum să spun, suportul tehnic, greșit, am folosit suport într-un mod greșit. Nu, am avut destulă lumină ca să o pot folosi așa cum am vrut. Este atmosfera aia de beci, de loc urât așa și damnat. Asta a fost prima problemă pe care ne-am pus-o când am vorbit de partea tehnică în realizarea filmului ăsta. A fost asta, cum ne vom descurca 2 ore într-un spațiu de 40 de metri pătrați cu 2 personaje și ce o să facem cu ele. Și de aici am început să inventăm tot felul de situații de lumină care presupuneau tot felul de artificii tehnice, așa, pe care am încercat să le reducem, bineînțeles, la minimum de necesar, pentru că nu aveam la dispoziție foarte multe chestii. Din păcate, în perioada în care filmam, Buftea era un studio în picaj, în care cădea curentul din când în când, era foarte frig, trebuia să ne încălzim cu niște tulumbe de-astea diesel care ardeau motorină și care mirosea foarte urât. Când papadopul e căzut la duș, camera e la nivelul lui și vine Vali și îi dă picioare. Cum a trebuit să păcăliți toată povestea aia? Pentru că este, deci pentru tine ca spectator, este impresionantă. Te lovește, ești acolo cu ei. Ce să zic, cum am reușit să păcălim chestia asta, e greu de explicat, dar în același timp e foarte simplu. Adică sunt niște trucuri de perspectivă care probabil funcționează, dar faptul că într-adevăr secvența asta e foarte emoționantă, nu știu, cel puțin pentru mine vine din raportul ăsta de dimensiune între cele 2 personaje, pentru că este Dinu, pe care îl vezi chircit acolo în duș, și sunt picioarele lui Vali, care pare un uriaș în comparație cu Dinu și care îl lovește așa. Nu-i vezi niciodată fața, nu-i vezi niciodată capul, pentru că e oarecum deasupra cadrului, adică e mult mai mare și mult mai puternic. Adică chiar mi se pare că e așa o chestie super expresionistă așa, și îmi place foarte mult cadrul ăla. Cum ați ales unghiul? Cum l-am ales? Am încercat mai multe unghiuri. Am avut timp, asta e foarte important. Că am avut timp să stau cu Andrei, să punem camera în diferite poziții și să ne uităm, să vedem dacă ne convine, nu ne convine. Am avut timp când nu erau actorii pe set, ne puneam noi în pozițiile alea, ne uitam. Nici nu pot să explic cât de importantă e latura asta cu timpul, în care poți să stai puțin, să încerci, să greșești, să o iei de la capăt, să schimbi și să... E super important să te poți răzgândi. Și